Adrian Nestase, avertisment după alegerea lui Putin, se va adânci tensiunea dintre Rusia și lumea occidentală. Ce recomand României? Fostul premier Adrian Nestase a comentat luni, la Antena 3, rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia. Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi, după numărarea a 99,80% din buletinele de vot. Participarea la vot a fost de 67,4%. Eu cred că se va adânci tensiunea dintre Rusia și lumea occidentală. Rusia se va concentra pe relațiile de vecinătate, în mod deosebit pe ceea ce se întâmplă în Mările Baltice. Va încerca să îi consolideze situația în Crimea. Rusia a devenit o citadel, nemai acceptând un avans spre Est NATO UE. Prin implicarea în Siria are OIT câteva lucruri deosebite. În ceea ce privește relațiile noastre cu Rusia, eu am spus și la Moscova, la reuniunea pe care am avut-o acolo, atunci când elefanii se bat sau fac dragoste, iarba este cea care suferă. Noi ar trebui să ne ferim de o astfel de situație și să încercăm să ne promovăm interesele, acum o fac și celelalte aliate ale noastre, partenerii strategici. Chiar dacă nu ne place, nu putem să închidem ochii și să spunem că nu există nici iar la est de România. Rusia este acolo. Am avut irelai în timp, dar să ne aducem aminte de alta, de alta și să vedem cum unii dintre aliai notri, în anumite perioade, au considerat că România trebuie să rămână în zona de influență a Rusiei. Eu cred că trebuie să ne prezentăm în mod onest, cu mult curaj, cu demnitate, pozițiile, interesele într-un dialog direct cu Rusia, a spus Adrian Nestase, la Antena 3.